Hai, noroc, băieți, bine v-am găsit la prezentarea unui nou server, un server numit rpgxmania.ro. Este un server foarte, foarte unic din punct de vedere al mappingului și pe mine chiar m-a impresionat treaba asta, nu știu, chiar sunt impresionat de acest server. L-am alături de mine în conferință pe ownerul acestui server. Salut, Bogdan! Salut! Bun, pentru început vom scrie slash bonus și am primit 3, level 3 și 100 de milioane. Și hai să dăm și get gift. Intrați pe server, dați bonus și get gift pe care să luăm. Ideea e că gen puteți să vă alegeți voi norocul. 3. Un punct premium. Băi, e bine, având în vedere că iei câte un punct de gift box la fiecare payday. Hai să mergem să prezentăm LSPD-ul, nu? Da. Bun, mergem la LSPD. Ah, probabil a dat f. Am înțeles. Hai să mergem la răspătă să-i dăm talpă. Zile la băieți ceva despre server. Pe server se caută leader, helper, admin. Da, admin între anii să fie 15 plus. Dacă avem admin de 12-13 ani, nu acceptăm așa ceva. Da, deci foarte mulți dintre voi aveți șanse, că știu că mulți dintre voi aveți peste 15 ani. Ia uitați ce șmecher e mapping-ul aici. Mi se pare atât de clear la LSPD și atât de fain. Și mai ales aici unde e gen primăria orașului. Nu știu, pe mine chiar m-a impresionat mapping-ul ăsta. Nu prea l-am mai văzut pe niciun server, să fiu sincer. Și hai să vă arăt cam cum arată în LSPD. Intrăm aici frumos. Ia uitați ce părere aveți. Nu știu, după mine arată super, super bine. Ideea e că nu sunt open gate 1. Nu sunt cop, că v-aș fi arătat tot interiorul ăsta, dar arată... uite cum a făcut polițist. Respawn, răduc. Deci, e super mare, credeți-mă, și super interesant. Sincer, nu l-am mai văzut niciodată. Plus ca pe alte servere. Gen asta le ziceam și eu, dar am uitat că trebuie să apăs să vor să mă auzi. Da, nu e nicio problemă. Deci cam așa arată, e super mare și e super diferit de alte servere. Hai să mergem să le arătăm la băieți HQ de la News Reporter și de la FBI, nu? Da. Hai să mergem cu Gotok, de fapt cu teleportul, ca să nu pierdem foarte mult timp. Pe aici parcă era. Mamă, ce l-am nimerit. Cam ăsta ar fi HQ FBI. Știu că e foarte unic. Niciodată nu l-am mai văzut niciodată în LS. Gen, nu e și... cum se cheamă orășelul ăsta? Dillimore. De obicei e în Dillimore. Acolo era FBI-ul și aici e News Reporters. Și FBI-ul și News Reporters sunt altfel de față de alte servere și mi se pare super bine. Arată și blană. Scrie aici sus News Reporters. Cam care ar fi nivelul minim pentru a aplica într-o facțiune, după părerea ta? De fapt, nu nivelul, scuze, orele. Orele? Cam maxim ar fi 10 ore, așa de început. Deci faceți la început 10 ore și intrați easy în facțiune, nu? Da. Hai să le arătăm la base dealer și tot așa cu Goto, să nu pierdem foarte mult timp. Să dăm Goto aici frumos la dealership. Probabil o să ne dea el get. Ia Goto 1. Ne ducem puțin în gârlă. Da, nu contează. Așa. Tot așa, dealership-ul am plasat foarte, foarte unic din punctul meu de vedere. Clădirea nu e unică pentru că a mai fost folosit. Acest dealership normal intrare ca la spawn-ul de la Sanctuary. Da, am văzut. Și cam așa vă alegeți mașinile, dați de aici să vedeți ce mașini vreți. Vă puteți selecta și culorile totodată. Puteți să și testați mașina respectivă. Hai să și vedem. Ai 30 de secunde. Cam în principiu un Infernus prinde kilometru de 209. Deci 209, am înțeles, da, după cum vedeți acolo în dreapta. Am înțeles, după cum bine vedeți acolo în dreapta, vă arată și cam ce consum aveți în momentul de față.
Deci treaba asta, jur că n-am mai văzut-o absolut nicăieri. În afară că vă arată cât la sută din benzină aveți, vă arată și ce consum aveți. Ah, rip, s-a dus timpul de testare a mașinii, am înțeles. Bă, și dealership-ul e oarecum un X, să fiu sincer, dar hai să vedem un 24 din 7. Știu că avem unul aici lângă noi. Bă, na. Ideea e că simt ce le-am zis la băieți. Lol, vânzare mașini, ce mișto. Nu știam ce e aia, să fiu sincer. O să vedeți imediat că din 24/7 vă puteți cumpăra și laptop, și iPhone, și Samsung, și mai multe chestii. Și o să vă arăt și un sistem de căști, dar puțin mai târziu, după ce arătăm sistemul de 24/7. Așteptăm să se încarce obiectele, așa. Scriem acum buy. Bun, și avem și laptop, și Samsung, și iPhone, și țigarete, și prezervativ, și phonebook, ce vreți voi. Samsung e 700k, dar având în vedere că vă dă 100 de milioane la început, n-aveți un stres. By the way, băieții, probabil ați văzut deja un text la începutul acestui video. Serverul se deschide astăzi la ora 13, adică la ora 1. Vă aștept pe toți, o să fie marea deschidere, probabil o să fie și câteva evenimente, nu? Da. Deci băieții vă așteaptă cu brațele deschise. Hai să le arătăm la băieți sistemul de căști. Hai să dăm imediat GPS. Deci GPS Sony Shop. Ne ducem frumos cu TP-ul pentru că nu vreau să merg atât. Hai să-mi dau un respawn că văd că m-am cam blocat. Respawn. Răduc, probabil m-am teleportat. Goto 1. Cut. Bun, acum dăm frumos by Sony. By Sony, scrie și aici. Și ne selectăm cam ce culoare vrem noi la căști. Bineînțeles, cele albase sunt cele mai scumpe. Mamă, ce mișto arată telefon și accesorii lol. Samsung tablete și ce vreți voi. Și ce că Sony Computer Center. Bă, super șmecher. Și plasme. Hai să le folosim căștile. Îmi scrie slash MP3 și dăm aici un radio. Oricum n-am radio pornit, deci am vrut doar să vă arăt. Păi na, un server super interesant din punctul meu de vedere. Cum v-am zis, deschiderea la astăzi la 13, adică la 1. Vrei să mai adaugi ceva? Am deocamdată nu. Deci băieții vă așteaptă cu brațele deschise, o să fie și evenimente la început. By the way, astea sunt modurile mele, link în descriere. Eu am fost Radu pe server rpgxmania.ro. Cam atât, vă pupă fratele. Pa!